Întrucât în perioada următoare pe teritoriul județului Călăraș sunt atenționări privind temperaturi ridicate extreme, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă solicită angajatorilor să respecte prevederile Ordonanței de Urgență numărul 99 din 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă conform prevederilor legale în vigoare, prin temperaturi extreme ridicate, se înțeleg temperaturile care depășesc 37 de grade Celsius sau corelate condițiile de umiditate mare pot fi echivalate la acest nivel. Indicele de temperatură și umiditate să depășească pragul valoric de 80. Menținerea temperaturilor extreme pe o perioadă de cel puțin două zile consecutiv obligă angajatorul la aplicarea prevederilor legale și anume să ia următoarele măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă ale angajaților care lucrează în aer liber. Astfel, se va aplica reducerea intensității și ritmul activităților fizice, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus. Pentru persoanele care lucrează în spații închise, trebuie să se asigure și ventilație și un microclimat adecvat la locurile de muncă. Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților, sunt asigurate următoarele condiții de muncă: asigurarea apei minerale adecvate câte 2 sau 4 litri de persoană pe fiecare schimb, asigurarea echipamentului individual de protecție corespunzător. În cadrul controlelor efectuate la angajatori, ITM Călăraș va verifica respectarea prevederilor legale, iar pentru nerespectarea măsurilor prevăzute mai sus se vor aplica sancțiuni contravenționale. Pe toată această perioadă, angajatorii pot solicita informații cu privire la respectarea măsurilor impuse de ordonanța de urgență 99 din 2000, atât la sediul ITM Călăraș, cât și prin sistemele informaționale electronice online.